fost imediat arestat. Pe cine vrea să omorâți la Europa Liberă? Pe care dintre ei? Da? Pe care dintre lucrătorii de la Europa Liberă ați vrut să-i hăcuiți? Vrei să-ți răspund acum, rezum? Pe toți. Nu, că vă cred că pe toți. Așa v-ați zis Ceaușescu, nu? Pardon. Și crezi că Ceaușescu dădea sarcini curente despre toate treburile astea? A fost o inițiativă personală a dumneavoastră? Nici o inițiativă, era intra în atributul meu, ca șef al serviciului informației externe. Asta am vrut să vă întreb, da. Deci era o obligație de serviciu. Era în câmpul meu de luptă, era obligație de serviciu. Cine a ales metodele acelea de luptă împotriva postului Europa Liberă? Fiindcă multe s-au soldat cu eșec, au ieșit mai degrabă scandaluri în urma lor. N-a ieșit deloc scandaluri, au fost foarte bine făcute. Cum? Îmi pare rău că nu au fost făcute mai angro. Vă pare rău că n-a s-a murit? Absolut! Dar pe ce vă bazați când spuneți lucrurile astea? Fiindcă tot între timp vremurile s-au schimbat, cei de la Europa Liberă au devenit... S-a schimbat pentru naivi. Cu mare tristețe, trebuie să recunoaștem, Nicolae Pleșiță avea dreptate. Vremurile s-au schimbat doar pentru naivi. În naivitatea lui și generalul